Astăzi, așa cum știți, avem o ședință a Consiliului Județean Maramureș extraordinară. O ședință care este dedicată în special Spitalului Județean Maramureș și proiectelor pe care le avem deja în derulare acolo. Am depus anul trecut un proiect în valoare de 15 milioane de lei, prin care deducem cheltuielile legate de criza COVID, o parte din cheltuielile legate de criza COVID, iar acum, în urma clarificărilor pe care le-am primit din partea Programului Operațional Infrastructură Mare, avem obligația să ne asumăm câteva ajustări pe acest proiect. Drept urmare, modificăm indicatorii tehnico-economici pe acest proiect. Trag speranțe că până în luna iunie vom semna acest contract de finanțare în urma clarificărilor pe care le vom transmite săptămâna viitoare. În altă ordine de idei, așa cum am spus încă de anul trecut, de când a fost deschis ghidul de finanțare, proiectul numărul 2 pe ordinea de zi este proiect privind aprobarea indicatorilor financiare aferenți proiectului crearea și dotarea unui spital modular în cadrul Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș. Acesta este un proiect extrem de important. Este un proiect care, în primul rând, ne va ajuta în criza COVID-19 și eu cred că, odată ce vom semna contractul de finanțare, spun eu, undeva în această vară, până în octombrie-noiembrie să avem deja spitalul modular construit lângă Spitalul Județean. Este un proiect în valoare de 3 milioane de euro, un proiect care este deja depus și pentru care aprobăm indicatorii tehnico-economici, așa cum ne cere ghidul de finanțare. Un proiect care are două componente. Unu, construcția spitalului modular și doi, dotările aferente spitalului modular. În ceea ce privește lista de echipamente propuse pentru proiect pentru a fi finanțate, sunt două paturi de spitalizare cu acționare mecanică în trei secțiuni, 14 sisteme de livrare a oxigenului cu umidificator, 14 seringe automate, injectomat, 4 paturi speciale ATI, 5 aparate pentru ventilație mecanică, un electrocardiograf, două defibrilatoare, două cărucioare de resuscitare, un ecograf portabil multidisciplinar, un echipament radiologic mobil și, foarte important, un computer tomograf cu 4 slice. Deci, practic, sunt o serie de dotări suplimentare pentru Spitalul Județean și, sigur, o structură cu paturi care ne va ajuta pentru posibile viitoare valuri de COVID-19. Dar vreau să mai fac o dată această precizare că acest spital modular va putea fi utilizat de către Spitalul Județean Constantin Opriș și după criza COVID-19. Adică și după această pandemie, acest spital va putea fi utilizat atât pentru situații de urgență, cât și pentru chestiuni uzuale ce țin de diferitele patologii pe care pacienții din județul Maramureș le au. Aceste proiecte sunt importante pentru că consolidează capacitatea Spitalului Județean și ajută la dotarea suplimentară a spitalului. Totodată, vă anunț că pentru 2021-2027 avem o serie de proiecte în ceea ce privește sănătatea maramureșenilor. În acest moment am dat drumul la o analiză internă în cadrul Spitalului Județean, astfel încât să identificăm toate problemele care sunt pe fluxurile spitalicești, pe secții, în zona UPU, unde
Gradul de așteptare este foarte ridicat, vreau să reducem timpul de așteptare pentru pacienți și, de asemenea, vrem să facem un proiect integrat care să conțină atât reabilitări pe anumite secțiuni ale spitalului, cât și, mai ales, dotări suplimentare și o digitalizare cap-coadă a Spitalului Județean, astfel încât pacienții să aibă un acces cât mai facil la serviciile de sănătate pe care Spitalul Județean Constantin Opriș le oferă. Dar, în ceea ce privește sănătatea la nivelul județului Maramureș, avem în plan și am purtat deja discuții atât cu administrațiile publice locale, cât și cu Ministerul Sănătății, cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu DSP-ul, să identificăm posibilitatea implementării proiectului pe care mi l-am asumat încă de la începutul mandatului, și anume crearea unui management integrat al spitalelor la nivelul județului Maramureș, astfel încât să eliminăm deficiențele din anumite zone spitalicești din județul Maramureș. Ideea este simplă. Trebuie să eficientizăm sistemul de sănătate, trebuie să livrăm servicii de calitate. Fie că vorbim de Borșa, fie că vorbim de Sighet sau de alte spitale din județul Maramureș. Ori acest lucru poate reprezenta un punct de plecare în eficiența serviciilor de sănătate publică în județul Maramureș. Dar, sigur că, odată ce voi avea toate elementele pe masă, toate elementele care ne spun exact cum trebuie să organizăm acest proiect hibrid, acest proiect, dacă vreți, pilot, pentru că la nivelul României nu există un astfel de proiect care să integreze toate spitalele într-un județ, odată ce voi avea toate elementele, vă voi anunța. Dar trag speranță că până în vara acestui an avem deja toate soluțiile pe masă, atât soluțiile pe legislația actuală, cât și eventuale modificări ale legislației ca să putem funcționa la standarde cât mai ridicate. O altă chestiune pe care trebuie să o spun în fața dumneavoastră este legată de deșeuri. Așa cum probabil deja știți, avem în acest moment posibilitatea și facem acest lucru să transportăm deșeurile din județul Maramureș la Oradea și vreau să le mulțumesc celor din administrația publică locală, primarului municipiului Oradea, care are în gestiune depozitul de la Bihor, că ne-a acceptat posibilitatea de prelungire a termenului privind depunerea deșeurilor pe rampa lor, la Eco Bihor. Am auzit foarte multe discuții în spațiu public și, sigur, am văzut că de când am fost la Soaj, acum o lună de zile, în continuare, la Soaj există proteste. N-am mai spus niciodată că vom face un depozit la Soaj. Am mers, am discutat cu oamenii, am văzut poziția cetățenilor de acolo, drept urmare am renunțat la această idee. Și nu înțeleg de ce unii consilieri locali de toate culorile politice încearcă să speculeze în continuare acest subiect care, de fapt, nu mai există. Deci, dacă aș fi propus Consiliului Județean într-o ședință un proiect de hotărâre privind înființarea unui depozit temporar sau final la Soaj, atunci, da, ar fi fost un subiect pentru cei de acolo. Drept urmare, eu cred că ar trebui să înceteze politizarea acestui subiect de importanță județeană, de siguranță a cetățenilor în județul Maramureș și de sănătate publică, un subiect sensibil de care toată lumea fuge, dar pe care noi suntem obligați să îl rezolvăm și îl vom rezolva. Avem soluții,
avem variante și în cele din urmă vom definitiva și cu acest subiect. Eu spun că undeva în vara acestui an vom finaliza un depozit. Așa cum am spus că lansăm procedura privind restul de executat la Fărcașa și mergem înainte, am lansat-o, este publică, aștept cât mai mulți operatori economici să se înscrie cu seriozitate și încredere că noi vom face o procedură transparentă, astfel încât să avem siguranța că operatorii economici care vor câștiga procedura de la Fărcașa fac ceea ce trebuie pentru județul Maramureș. Vă stau la dispoziție cu întrebări. Puteți să ne spuneți referitor la acea soluție pe care o veți găsi după ce se va termina lungirea la Oradea, în ce zona Maramureșului va fi? Vă voi da detalii la momentul respectiv. Ceea ce vă spun este că avem deja soluții. Nu vom găsi soluții. Adi Rusu, detectivul de Peteșor. Domnul președinte, au venit treabă tocmai acum în direct. Se anunță măsuri de relaxare, oarecum am ieșit din această pandemie și noi facem spital COVID. Adică întreabă lumea cum e până la urmă. Așa cum ne spune experiența anului trecut, spre exemplu, există anumite momente când avem un grad mai ridicat de infectare și anumite momente când lucrurile se echilibrează. În acest moment, la nivelul județului Maramureș, suntem pe un trend descendent. Vine vara, probabil că lucrurile vor fi mai în regulă. Așa cum a fost și anul trecut. Aduceți-vă aminte că în luna august 2020 aveam pe județul Maramureș undeva la maximum 10-15 cazuri de COVID-19 pe zi, ca să ajungem în octombrie-noiembrie la 150-200 de cazuri. Deci, practic, experiența ne spune că există posibilitatea ca oricând această criză să revină. Pe de altă parte, vă spun că nici astăzi, la nivelul spitalelor, nu este o presiune foarte scăzută. Deci presiunea pe capacitatea spitalelor din județul Maramureș care primesc bolnavi COVID este în continuare foarte ridicată. Chiar dacă avem câteva locuri la Spitalul de Boli Infecțioase sau pe zona tampon a Spitalului Județean sau la TBC, asta nu înseamnă că nu trebuie să fim pregătiți pentru situații de criză. Și așa cum am spus și atunci când am vorbit despre acest proiect de hotărâre și despre acest spital modular, o mai spun o dată, acest spital modular este o investiție prin fonduri europene, o investiție care rămâne și după pandemie și care va putea fi utilizat și pentru alte patologii sau inclusiv pentru urgență sau alte lucruri pentru spitalul județean. Deci este un plus. Plus că vom avea un computer tomograf, vom avea o grămadă de dotări care sunt necesare în spitalul județean. Nu că nu avem dotări. Avem, dar nu sunt niciodată suficiente. Tehnologia avansează, iar noi trebuie să cumpărăm tot timpul tehnologie de ultimă generație, astfel încât să putem trata pacienții la cel mai înalt standard. Oamenii se plâng și ne scriu în fiecare zi că au alte afecțiuni și nu se pot interna, nu sunt locuri, doar COVID, COVID, COVID. Oamenii la spitalul județean, gradul de încărcare... La spitalul județean, gradul de încărcare este de 50%. Deci dacă în 2019, când nu era COVID-19, am avut o medie de 700-750 de paturi ocupate în fiecare zi, acum avem între 450 și 550 de paturi ocupate din 900 și ceva de paturi pe care le are Spitalul Județean. Deci locuri există. Sigur, sunt foarte mulți oameni care se gândesc de două ori dacă să meargă la doctor sau să nu meargă la doctor, având în vedere această pandemie. Și au o oarecare frică, vă spun din propria experiență. Mama nu a vrut să se
interneze, fiindu-i frică de COVID. Deci a trebuit să duc muncă de convingere cu ea ca să se interneze în spital. Deci sunt și astfel de cazuri, dar Spitalul Județean funcționează. Sigur, procedurile sunt un pic mai greoaie, sunt acele culoare, sunt proceduri suplimentare privind protecția împotriva COVID-19, dar lucrurile funcționează și oamenii au acces la serviciile de sănătate din Spitalul Județean. În momentul în care va fi finalizată, vă voi anunța. Ceea ce vă pot spune în acest moment este că organigrama pe care o fac pentru funcționarea Consiliului Județean. Pe mine nu mă interesează neapărat numărul de posturi, ci mă interesează eficiența departamentelor din Consiliul Județean și a structurilor pe care le avem în subordine, astfel încât atât din punct de vedere a costurilor, dar mai ales pe implementarea proiectelor, lucrurile să funcționeze într-o coerență cât mai mare, pentru că avem, și o să vedeți la buget, că avem o listă consistentă de proiecte pe care dorim să le implementăm în următoarea perioadă și pe care le vom pregăti pentru alocarea 2021-2027. Ori pentru mine, implementarea acestor proiecte este fără discuție cel mai important. Dar sigur, avem și câteva constrângeri financiare, pentru că trebuie să fim atenți cu cheltuirea banilor publici și trebuie să gândim lucrurile, așa cum am spus, și din punct de vedere a eficienței, dar și din punct de vedere a costului. Drept urmare, vor fi niște ajustări pe care vi le voi anunța la momentul când voi prezenta proiectul și Consiliului Județean. Vă rog, domnule Mihali. Prima ar fi, domnul președinte, am înțeles că proiectul de extindere a rețelei de gaz natural în Maramureș și istoric este blocat de lipsa specialiștilor pentru realizarea acestui proiect. Ce ne puteți spune în privința asta, dacă este adevărat sau nu? Dumneavoastră vă referiți cumva la proiectul Transgaz? Da, cel care a fost în campania electorală, pentru altele, spuneați că se va extinde rețeaua de gaz și la Maramureș și istoric. Da, este o informație falsă pe care o aveți. Chiar săptămâna trecută am avut o întâlnire cu toate structurile statului care au atribuții pe domeniul energiei. Am discutat și despre conducta, vă dați seama, și despre conducta care e cea mai importantă magistrală de gaz care se va construi în Maramureș. Ea este în licitație publică. Transgazul spune că cel târziu în luna iunie va fi semnat contractul de proiectare cu execuție. Termenul de execuție este de 12 luni. Deci, teoretic, într-un an, hai, un an și jumătate, ar trebui să avem finalizată magistrala de la Sighetul Marmației, din zona Sărăsău, până la Borșa. Și cea de-a doua întrebare, a trecut cele 3 luni de zile de când ați promis că veți găsi o locație pentru o groapă temporală. Ce ne puteți spune în privința asta? Păi, v-am spus mai devreme, dar asta cu am promis, nu, am spus că caut o variantă pentru depozit temporar de deșeuri. Dar, așa cum ați văzut și dumneavoastră, există o rezistență foarte mare în comunitățile maramureșene când vine vorba de deșeuri. Chiar dacă respectă toate standardele de mediu, chiar dacă respectă toate distanțele. Și vă spun, casa mea pe dealul Groșilor este la 1,2 km de actualul depozit. Eu n-am simțit niciodată nici miros, nici probleme din cauza depozitului de la Groș. Dar, mă rog, există această legendă că nu primim gunoaiele, nu facem aia și există o rezistență foarte mare. Dacă dumneavoastră găsiți la Borșa un teren, vă rog să-mi spuneți. Dar o să vedem ce zic borșenii, știți? Nu,
Soluția pe care o am este una extrem de serioasă. Nu o fac încă publică, pentru că așa am convenit că nu o fac încă publică, până când nu avem toate elementele și până când nu facem toate calculele, dacă este cea mai bună soluție, dar eu am foarte mare încredere în soluția pe care vă voi prezenta. Și una următoare, dacă îmi permiteți, că dumneavoastră ați invocat în conferința de presă pe care ați făcut-o azi, spuneați că și spitalul de la Borșa aveți de gând ca el să fie întrunit sau cuprins în proiectul ăla care spunea dumneavoastră cu managementul sanitar în Maramureș. Cine puteți spune dumneavoastră asta? Și Borșa va intra? Am făcut o cerere, că o discuție de fapt inițială am avut cu fostul ministru Nelu Tătaru, al sănătății, prin care am discutat posibilitatea transferului spitalului din Borșa în patrimoniul Consiliului Județean Maramureș, un lucru care ar fi, să știți, foarte normal. Și aici aș vrea să vă justific un lucru. În 2012 sau 2013, nu mai țin minte exact anul, Borșa avea un contract de finanțare pe masă de la ADR Nord-Vest pentru reabilitarea spitalului. Ministerul Sănătății n-a făcut nimic. Deci, Ministerul Sănătății nu a făcut nimic pentru acest spital. Acest spital este extrem de important, nu doar pentru borșeni, dar mai ales pentru borșeni. Este important pentru întreaga regiune, este un spital de recuperare, este cel mai mare spital de recuperare din zonă. Dacă am putea să-l aducem la Consiliul Județean, eu aș face un proiect integrat atât pe ceea ce înseamnă reabilitarea spitalului, dotarea spitalului, dar și bazele de tratament care sunt extrem de importante pe zona aceasta de recuperare. Dar răspunsul pe care l-am primit de la domnul ministru Vlad Voiculescu, care probabil că nici n-a citit adresa pe care eu am transmis-o, răspunsul a fost că e un spital strategic al Ministerului Sănătății și că, drept urmare, nu poate să ne-l transfere. Deci, atât, scurt, sec și la obiect, fără să citească documentația pe care eu am pus-o, pentru că eu am purtat discuții cu potențialii finanțatori, cu PORC, cu POIM, cu viitorul program operațional de sănătate și știu ce finanțări vor fi și cum le putem organiza. Ministerul Sănătății, vă garantez, dau un scris astăzi că nu o să facă absolut nimic cu el nici peste 2 ani, nici peste 3 ani, nici peste 5 ani. De-aia am spus că cea mai bună variantă pentru spitalul din Borșa este să vină la Consiliul Județean, pentru că primăria Borșa, din păcate, nu are capacitatea financiară să sprijine acest spital, așa cum n-are nici Sighetul, care e mai mare decât Borșa, capacitatea de a dezvolta serviciile de sănătate în spitalul din Sighet. Deci, singura variantă pe care eu o văd fezabilă și voi purta discuții mai aplicate, dar aștept să am o radiografie a întregului sistem de sănătate din județul Maramureș cu fiecare spital în parte, cu potențialele servicii spitalicești care pot fi dezvoltate în fiecare spital, astfel încât și, sigur, finanțarea, astfel încât să pot pune un proiect solid pe masă. Dar voi purta discuții în continuare, chiar dacă am primit un refuz, probabil că domnul ministru n-a înțeles exact despre ce este vorba, a crezut doar că este vorba de transferul unei clădiri. Da, aici chiar e vorba de o chestiune serioasă și o voi discuta și la nivel de prim-ministru, dacă va fi cazul. Și spitalului din Sighet? Poftim? Să știți că am primit în ultima vreme, inclusiv pe rețelele de socializare, dar și la audiențele pe care le organizez în fiecare săptămână, unde vin maramureșeni din tot județul, sunt foarte mulți oameni care mi-au spus că trebuie să facem ceva cu spitalul din Sighet. Sighetul, primăria Sighet nu are capacitatea de a dezvolta proiecte
serioase, proiecte mari pentru spitalul din Sighet. Eu analizez inclusiv varianta de a crea un modul nou, adică de a construi până la urmă un modul nou, un practic un spital cap-coadă la Sighetul Marmației, dar aștept să văd cum se așează PNRR-ul, cum se așează programul operațional pe sănătate, ca să știu exact ce fonduri. În momentul în care transferi un spital de la o instituție, adică de la administrația publică locală la Consiliul Județean, trebuie să venim cu un proiect serios. Nu putem să transferăm doar așa, se schimbă șefii. Nu, asta e ideea. Ideea este să dezvoltăm serviciile de sănătate publică. Vă rog. Știm că alocația de hrană a fost majorată la Spitalul Județean în urma controlelor care au fost efectuate. Aș vrea să știu dacă au fost găsiți vinovații pentru felul în care arătam hrana pacienților și de asemenea unde au plecat banii care n-au fost utilizați. Doamne, la spital nu vorbim de plating, vorbim de calitatea hranei respective, nu vorbim de cum arată mâncarea. Din păcate, nici calitatea nu a fost potrivită, dar nici cantitatea pentru pacienți. Așa cum am prezentat raportul Corpului de Control și public, am făcut o serie de modificări. S-au efectuat deja, noul manager care a venit de la 1 martie, a efectuat o serie de modificări în ceea ce privește organizarea atât a magaziei, cât și a bucătăriei și pe partea administrativă. Deci am luat deja măsurile. Sigur, creșterea alocației de hrană a fost un lucru firesc pe care noi l-am făcut prin hotărâre de Consiliu Județean înainte să vină Ministerul, după ce sigur că am avut o serie de discuții și cu cei din Ministerul Sănătății și am și trimis o adresă oficială astfel încât să îi determin să facă această modificare și anume să dea posibilitatea spitalelor să aibă o hrană mai consistentă și mai decentă. Sigur că constatarea pe care noi am avut-o în raportul Corpului de Control a fost că nu erau folosiți nici banii alocați deja, adică cei 10 lei care erau alocați înainte. Acum noi am alocat 15, ministerul acum are un proiect cu 16 lei, ceea ce e un lucru foarte bun. Ideea este, nu contează cât cheltui pe partea de hrană. Important este ca hrana pentru pacienți să fie una sănătoasă, să fie una adaptată patologiilor pe care pacienții le au, că acum, de exemplu, am avut foarte multe reclamații pe rețelele de socializare în acea perioadă că nu-i sărată mâncarea. Suntem la spital, nu suntem la restaurant, totuși, dar pe de altă parte, după ce am făcut aceste modificări, s-au schimbat și meniurile de la 1 martie, s-au făcut îmbunătățiri și lumea este mulțumită. Am primit un feedback foarte bun din partea pacienților în ultima perioadă, ceea ce mă bucură și înseamnă că am luat totuși câteva decizii consistente și bune în ceea ce privește alimentația. Dar la spital mai sunt multe lucruri de reglat, astfel încât să îl aducem la nivelul pe care ni-l dorim. Domnule președinte, am filmat în bucătăria spitalului, care e foarte modernă, de vreo 2 ani de zile, pentru că am mers și am filmat și s-o cumpărat aragaze și tot. Dar ce se întâmplă? Era o chestiune de management, nu de... Nu era o chestiune de dotări. Material. Dotările sunt extraordinare, au și tăvi ermetice, au... Ca asta întreagă un guvern, au făcut oamenii mincinos, o parte dintre ei, că nu e așa. Adică undeva circuitul ăsta, oamenii și că predau până pe coridorul ăla și de acolo până la bolnav de la etajul 8, se întâmplă ceva. Ori e volumul mare, nu le încapă, să le pună pe cărucior. Adică ei scapă de acele tăvi care arată foarte bine, care închid ermetic, care protejează hrana. Acum, conform noilor reguli, sunt folosite. Domnule președinte, singură completare și o întrebare. Dar dacă îmi permite, deci... Ideea este în felul următor. Dotările pe partea de bucătărie sunt la cele mai bune standarde. Deci asta eu zic arată cel mai bine dintre bucătăriile de spitale pe care le-am văzut eu vreodată. Dar e vorba de management, de hrană. Știți că
poți să ai un aragaz de 100.000 de euro dacă nu pui ce trebuie să faci mâncare. Nu-ți iese. Vă rog. Am înțeles de-a noastră că ați avea probleme cu preluarea celui de la Borșa, probleme cu cel din Sighet, dar cel din Baia Mare, TBC-ul, e aproape transferabil către Câjâl sau și aici? Aici am avut o discuție cu primarul municipiului Baia Mare, cu domnul Cătălin Cherecheș, în care am discutat câteva variante de lucru. Dânsul, ca și mine de altfel, consideră că un sistem integrat de sănătate ar putea fi foarte bun pentru județul Maramureș. Aici, în Baia Mare, lucrurile sunt un pic diferite față de restul județului. Noi, în Baia Mare, avem totuși servicii de sănătate mult mai ridicate decât Sighetul Marmației sau Borșa. Pentru că ne adresăm oarecum și regional, dar Spitalul Județean răspunde pentru tot județul. Sunt oameni care vin din Borșa, sunt oameni care vin din Sălaj sau din Satu Mare la Spitalul Județean. Dar, în momentul în care nu ai o gândire integrată și coerentă, cel puțin pe Baia Mare, există riscul ca cele două spitale să facă concurență pe medici, pe asistente, lucru care nu e neapărat rău, dar nu avem atâta personal medical încât să fie un moment bun pentru astfel de lucruri. Mai mult decât atât, investițiile, sigur, Primăria Baia Mare are un proiect de investiții acolo consistent prin fonduri europene și ăsta e un lucru bun, el va fi reabilitat și vor fi și dotări suplimentare, dar e foarte important pentru că, vedeți dumneavoastră, TBC-ul a fost pentru un anumit tip de boli, de patologii, care e pe cale de dispariție în județul Maramureș, pentru că nu mai avem minerit. Când era minerit, era un spital care trata foarte mulți pacienți. Ori trebuie să-i dăm o altă utilitate, adică o altă utilitate. Tot pe zona de sănătate, dar trebuie să găsim acele servicii de sănătate publică care se pretează pentru acest spital. Eu, din punctul meu de vedere, și voi mai discuta cu primarul municipiului, l-aș aduce în managementul Spitalului Județean, la fel ca și Policlinica 2, care de asemenea, pentru care de asemenea avem un proiect de reabilitare completă cu dotări, cu tot ce trebuie pe zona de recuperare. E adevărat că Spitalul TBC intră în renovări în această perioadă, până în vară și... Da. Ce se întâmplă cu bolnavii, tot mai în condiții... Bun, acum să știți că nu e... La Spitalul Județean, în acest moment, avem 80 de paturi pentru zona tampon, pentru zona COVID. Dacă va fi cazul și nu putem să pierdem un proiect totuși de 10 milioane de euro pe care Primăria Baia Mare îl are, e important să fie implementat, dacă nu-l mai prinzi după aia, dacă nu. Poftim? Păi se pierde contractul de finanțare, dar e făcută și licitația, înțeleg, sau, mă rog, e într-un... Deci, e pe fonduri europene, pe 2014-2020, plus 3, adică până în 2023. Până în 2023 trebuie închis proiectul. Dacă nu te apuci acum, când o să-l finalizezi? Deci, eu cred că e important să fie implementat acest proiect și ar fi păcat să se piardă aceste fonduri, dar... În cazul în care nu vor mai putea primi pacienți COVID, vom găsi soluții împreună cu Spitalul de Boli Infecțioase, cu Spitalul Județean, astfel încât să avem paturile necesare pentru o potențială creștere a numărului de cazuri sau a numărului de bolnavi cronici. Și eu vă mulțumesc, vă doresc o zi minunată!